unii dintre noi vă aduceți aminte, anul trecut, tot cu ocazia zilelor Năsutului, am avut deschis o expoziție de pictură, o expoziție deosebită, sosit, organizată de către Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, asociație cu sediul la Târgoviște și din care și orașul Năsăut face parte ca membru fondator. Expoziția a fost însoțită de doamna Carmen Ștefănescu, a ajuns la noi prin intermediul primăriei Năsăut, prin bunăvoința domnului primar și cu efortul doamnei Ioana Lăbușneanu. A stat la noi până în toamnă, a avut un mare succes și toți vizitatorii care au venit pe timpul verii s-au putut bucura de această expoziție. Anul acesta, Asociația Localităților și Zonelor Istorice revine la Năsăut, tot cu o expoziție de pictură, de această dată realizată în colaborare cu Casa de Cultură din Câmpul Lungu-Scel, județul Argeș, și a fost însoțită de către domnul director al Casei de Cultură de acolo, domnul Liviu Cioacă, care vă va prezenta această expoziție. Îi dau cuvântul domnului director. Hristos a înviat, dragi viitori, dragi viitori de artă, de frumos, domnule primar, stimați domn, stimate doamne, dragi colegi. Vă bucur să mă aflu în mijlocul dumneavoastră, în aceste momente fierbinți, pline de sărbătoare, cu ocazia cuținilor orașului dumneavoastră, orașul Năsăut, un oraș superb. Am avut prilejul să cunosc locuri foarte frumoase, locuri de vis, și m-am bucurat foarte mult. Apreciez oameni deosebiți, mă bucur că am întâlnit oameni deosebiți, oameni de suflet, ceea ce este mai important, această colaborare, această întâlnire și a ne etala ceea ce facem noi, ceea ce știm să facem noi, ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu nouă, să putem să descoperim acel talent pe care, cu siguranță, fiecare dintre noi îl are. Cu siguranță, toți avem acest diamant, acest talent pe care trebuie să-l descoperim, trebuie să-l descoperim, trebuie să-l scoatem la lumină și să-l facem să-l împărtășim și celor din jurul nostru. Astăzi sunt în dublă calitate aici, în această expoziție, odată pe de o parte ca reprezentant al Asociației Alziar, după cum a spus și domnul director, fapt care mă obligă să spun câteva cuvinte despre colaborarea, în primul rând, despre colaborarea Casei de Cultură cu această asociație Alziar. Asociația Alziar este o asociație care cuprinde, nu bine știm, 14 consilii județene și 9 primării, dintre care primăria dumneavoastră este membru fondator al acestei asociații, domnul președinte Mircea Hava, domnul președinte primarul orașului Alba Iulia, domnul primar care este deci membru fondator al acestei asociații, doamna secretară Carmen Ștefănescu, după cum am amintit, director, nu a putut să vină pentru că a fost prinsă în alte activități. Astfel că eu sunt delegat să fac această etalare a expoziției de astăzi. Așadar, acum un an, în perioada iulie, am avut o expoziție națională, o expoziție care s-a numit Instantanee din Câmpul Lungu-Scel 2010, și în această tabără au fost invitați, cum am spus, pe de o parte pictori din Asociația Alziar, deci pictori din localitățile și zonele care cuprind această asociație, și pe de altă parte Cenacul Ide Negurici, cenacul care este al Casei de Cultură Tudor Mușatescu, de sub ordinea mea, să zic așa, îmi iertați, așa. Au fost momente frumoase. Și vreau să țin, să spun că din partea Năsăutului, în anul 2009, prima expoziție, Voinea 2009, am avut ca invitat de la dumneavoastră din Năsăut, pe domnul Ion Nistor, care se află aici, sculptor,
și Victor l-a cunoscut, a fost rudele sale, ne-a bucurat că a fost în mijlocul nostru, am realizat lucruri frumoase, iar în 2010, Natalia Mușă, am avut în mijlocul nostru de la dumneavoastră maestrul, geantul, profesor, care cu privire de lecție, dar ne-a dat o lecție și nouă acolo în profesor deosebit, un om desăvârșit în ceea ce privește pictura. Nu vreau să spun mai multe, ca să nu îmi spună că altceva după aceea. Ce să vă spun, mă simt minunat și aș dori ca în continuare. Anul acesta avem de gând să facem încă o tabără, o tabără de data asta, cred că internațională, să avem o invitație din Anglia, din Bulgaria și, bineînțeles, din localitățile care cuprind legătura aceasta. Vreau să ofer și eu domnului primar o diplomă de excelență, o diplomă de excelență din partea primăriei municipiului Câmpulu, respectiv a domnului primar Călin Ioan Andrei, din partea Casei de Cultură Dumnezeu Javescu, respectiv a mea, și din partea Asociației Localităților și Istorice și de Artă din România, respectiv de data aceasta, direct doamna secretar general Carmen Ștefănescu. Și anume, diploma de excelență se acordă domnului Dumitru Mureșan, primarul Lăsăudului, pentru buna organizare și desfășurare a sărbărilor zilelor orașului. Prietenia, colaborarea și frăția sunt fără margini și nu pot fi cuprinse în simbol. Totuși, omul având o limită, includem aceasta într-o amintire. Eu zic că deocamdată, mă rog, v-ați spus domnul președinte, eu nu v-am pregătit decât o diplomă de onoare. Dumneavoastră, dumneavoastră, doamne, ca mea mea, Ștefănescu, dar, am zis că o să trebuiască și doamna primară. Vă rog să primiți în numele administrației publice locale, domnul director, o diplomă de onoare, cum am spus, fiindcă bine meritați. Și de asemenea, vă rog să transmiteți doamnei Carmen Ștefănescu și tot o diplomă rămâne prietena noastră, așa cum și dumneavoastră sunteți. Asta este pentru domnul primar. Deci, un loc de diplomă de excelență, cărți de excelență, au o excelență autor din țara noastră. Îți pare plăcere. Îți trebuie la prietenul noastră. Și asta, doamnei Carmen, îți trebuie să spun cu prietenul noastră. Pot să spun că Asociația Orașului și Zonului Istorice și de Artă din Bojumie este o asociație vie. Vie prin ea însă și vie prin oamenii pe care i-are în concurență, gen domnul director, gen domnul primar Mircea Hava, care este capul acestei asociații, un primar deosebit la nu știu cât de la mandat, un om deosebit care conduce urbea, municipiu, capitala noastră, primele zicoare și în sensul bun, Alba Iulia. Toți cei de acolo, inclusiv doamna Carmen Ștefănescu, au meritele lor și le mulțumim, fiindcă și în acest an, pentru a doua oară consecutiv, sunt la noi în Lăsăud cu lucruri deosebite, cu exponate de o deosebită valoare. Zic eu ca un novice al picturii, dar totuși cultura și vă rog, dragi copii, să vă virusați pozitiv astăzi și careva din voi, câțiva dintre voi, peste ani sau începând chiar de acum, chiar dacă pictura a ieșit puțin naivă, se va perfecționa în timp, odată cu creșterea domniilor voastre în vârstă. Și peste ani, măcar 1, 2, 3, să deveniți pictori, oameni de artă, fiindcă arta este ceva frumos, este ceva ce încântă și pe ceilalți, așa cum am spus, inclusiv novici ca mine. Revenind, mulțumesc încă o dată, anul viitor vă așteptăm, de pe acum să vă considerați invitații noștri
în această locație, unde Domnul Director a avut amabilitatea să ne pună la dispoziție și anul trecut. Suntem onorați, ne face plăcere. Acum, și... dacă v-a băgat în timpul meu, o să vă țin de seriul care de dumneavoastră și vă așteptați. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici pe Simeze, este altceva decât orientările și preocupările unor artiști de diverse vârste. Poate că mulți dintre noi ar fi înclinați să credem că arta este un lucru ușor de perceput. Mă rog, pentru cine e școlit în domeniu, este ușor. Pentru cine doar privește, este puțin mai greu. Vreau să vă spun că oamenii s-au orientat în tabăra de creație spre partea religioasă. Eram împărțiți în două grupe, cei mai vârstnici și tineri. Probabil că veți recunoaște în lucrări exuberanța și ieșirea din tiparele clasiciste a tinerilor. Și sigur, nu mă doresc că veți recunoaște calmul și atenția spre care se îndreaptă un om care deja și-a decantat în timp gândurile și creația artistică. Păcat că, știu eu, graba organizatorilor și a celor care s-au implicat în realizarea unei astfel de tabere, nu ușoară, a făcut ca parte din lucrări să nu fie prezente aici. Sigur, și cheltuielile care se fac la o asemenea tabără implică vânzarea unora dintre lucrări. Spun că multe, multe din lucrările de foarte bună calitate nu sunt, da, sunt colecții particulare, probabil, și, sau colecțiile unor instituții culturale și asta e demn de toată stima din partea organizatorilor și artiștilor care au depus aceste forme. Dacă domnul șef, vrem să-l asigurăm pe domnul primar că cu bunăvoința Consiliului Local și altor factori care ne vor sprijini la anul viitor, că nu-l vom dezamăgi cu expoziția pe care probabil că tot în această sală o vom organiza, tot cu prilejul zilelor dumneavoastră. Nu cred și sunt destul de hotărât să le fac și o invitație la rândul meu. Asta depinde cum o să decurgă evenimentele. Și încă o dată, domnule primar, vă mulțumesc din suflet și la anul, și la anul, și la anul, să vă dea Dumnezeu sănătate, bucătărie, putere și să duceți mai departe acest minunat oraș, această minunată funcție pe care o aveți și destul de grea, pentru că nu e ușor să poți să stăpânești atâtea domenii în așa fel încât să fie bine, să fie mulțumiți oamenii. Bineînțeles că niciodată nu poți fi mulțumiți toți, dar măcar echilibru să fie și să fie bine. Mulțumesc. Sănătate.